Salutare! Bine te-am regăsit în clipul de astăzi. Cum se zice în cimbac? Pentru că mai e puțin timp până când se va da examenul de bac, am început din nou o nouă serie de cum se zice în cimbac. Ca să poți să iei nota 5, trebuie să faci 4 exerciții de la subiectul 1, 2 exerciții de la subiectul 2, 1A, 2A și 2 exerciții de la subiectul 3. Acum, hai să trecem la treabă. Hai să ne ducem pe tabla numărul 1 și să luăm să facem primul exercițiu de la subiectul 1. Avem cerința. Determinați termenul A1 al progresiei aritmetice știind că A2 este egal cu 7 și A6 este egal cu 23. Vom lua și vom scrie prima oară formula termenului general. AN este egal cu A1 plus N minus 1 ori R și vom exprima fiecare termen după această formulă. Adică A2 este egal cu A1 plus 2 minus 1 ori R. În loc de A2 vom putea scrie 7, pentru că atât ni se dă în cerință. 7 va fi egal cu A1 plus R. Rezultă, facem rocadă între termeni, îi ducem pe ăștia doi în stânga și pe acesta în dreapta și ne va rezulta că A1 plus R este egal cu 7. Pentru moment nu mai facem nimic cu acest termen, cu această ecuație. Ne ducem să-l scriem și pe A6 după formula terenului general și după aceea vom face un sistem din cele două. Avem A6 egal cu A1 plus 6 minus 1 ori R. În loc de A6 vom putea scrie 23 egal cu A1 plus 5R. Deci rezultă de aici că A1 plus 5R este egal cu 23. Și din acești doi termeni vin și fac sistem. Și vom avea A1 plus R egal cu 7, A1 plus 5R egal cu 23. Ca să rezolv sistemul, voi alege metoda reducerii și înmulțesc prima ramură cu un minus 1. Și vom avea minus A1 minus R egal cu minus 7, A1 plus 5R egal cu 23. Primii doi termeni se reduc, apoi minus R cu plus 5R ne vor da 4R și minus 7 plus 23 ne vor da 16. Împărțim la 4, rația ne va da 4 și după aceea noi trebuie să aflăm A1. Ca să-l aflăm pe A1, ne întoarcem în una din cele două, în două ecuații pe care le avem, înlocuim rația aflată și vom afla A1. Eu o să o aleg pe prima, întotdeauna e bine să o alegi pe cea care ți se pare cea mai simplă. Și avem A1 plus R egal cu 4, pardon, cu 7, A1 plus, în loc de rația, acum voi pune 4, îl duc pe 4 în partea cealaltă și voi avea A1 egal cu 7 minus 4, A1 egal cu 3. Și am aflat primul termen. O să ne ducem acum pe tabla următoare, la următorul exercițiu. Avem o funcție, f definit pe r cu valori în r, f de x egal cu 8x minus 5. Și avem ca cerință, determinați numărul real a, pentru care a mare de coordonate a mic și 3 a mic aparține graficului funcției. Vom folosi proprietatea de apartenență, adică a mare de coordonate x a y a aparține graficului funcției, rezultă că f de x a este egal cu y a. Adică, dacă noi avem a mare de coordonate a mic și 3 a mic aparține graficului funcției, rezultă că f de a mic este egal cu 3 a mic. Venim și calculăm f de a pe baza funcției date de către exercițiul nostru. Și avem f de a egal cu 8 a minus 5. Și din astea două rezultă, nu mai băgăm în seamă partea comună și egalăm ceilalți doi termeni între ei. Adică 8 a minus 5 egal cu 3 a. 3 a-ul din dreapta îl ducem în stânga și minus 5 din stânga îl ducem în dreapta, astfel încât să delimităm termenii, să avem necunoscutele în partea stângă și termenii liberi în partea dreaptă. Și vom avea 8a minus 3a egal cu 5, 8a minus 3a
ne dau 5a egal cu 5, tragem bani, împărțim la un 5 și ne va da egal cu 1. Și am aflat soluția 1. Ne ducem acum la următorul exercițiu, exercițiul cu numărul 3. Avem un logaritm. Logaritm în bază 4 din x plus logaritm în bază 4 din 3x egal cu logaritm în bază 4 din 12. Vom aplica proprietatea de adunare a logaritmilor. Și anume, logaritm în baza a din b plus logaritm în baza a din c este egal cu logaritm în baza a din b ori c. Adică, logaritm în baza 4 din x plus logaritm în baza 4 din 3x, conform acestei proprietăți, ne va da logaritm în baza 4 din x ori 3x, adică logaritm în baza 4 din 3x pătrat. O să copiez acum exercițiul de desubt și avem logaritm în baza 4 din x plus logaritm în baza 4 din 3x egal cu logaritm în baza 4 din 12. În loc de această sumă voi scrie cât mi-a dat mai sus, adică logaritm în baza 4 din 3x pătrat egal cu logaritm în baza 4 din 12. Avem o egalitate de 2 logaritmi. Nu vom mai băga în seamă logaritmii și vom egala acești doi termeni. Ne va rezulta că 3x pătrat este egal cu 12. Putem trage bară și putem împărți la un 3 și ne va da x pătrat egal cu 4, de unde ne rezultă că x-ul este egal cu plus minus radical din 4, adică x-ul va fi plus minus 2. Iar apoi venim și facem verificarea. Ca să facem verificarea, ne vom duce în logaritmul inițial și vom înlocui peste tot x-ul cu cele două valori aflate, odată cu 2 și odată cu minus 2. Și avem, pentru x egal cu 2, rezultă logaritm în bază 4 din 2 plus logaritm în bază 4 din 3 ori 2 egal cu logaritm în bază 4 din 12, adică logaritm în bază 4 din 2 plus logaritm în bază 4 din 3 ori 2 ne dă 6 egal cu logaritm în bază 4 din 12. Aici venim și aplicăm proprietatea în adunării, cea de sus, adică logaritm în bază 4 din 2 ori 6 egal cu logaritm în bază 4 din 12. 2 ori 6 ne dă 12 și înseamnă că e adevărat. Iar apoi vom veni și vom înlocui și cu minus 2. O să scriu aici în partea asta. Pentru x egal cu minus 2 rezultă logaritm în bază 4 din minus 2 plus logaritm în bază 4 din 3 ori minus 2 și deja ne dăm seama că nu este corect, deoarece argumentul unui logaritm nu are voie să fie număr negativ, adică nu are voie să fie număr cu minus. Am obținut aici argumentele acestea cu minus, înseamnă că este fals. Și soluția noastră va rămâne decât x egal cu 2. O să ne ducem acum la următorul exercițiu, exercițiul cu numărul 4 de la subiectul 1. Avem așa. Determinați probabilitatea că alegând un număr n din mulțimea numerelor naturale de două cifre, radical din n să fie număr natural par. Mai întâi voi scrie formula probabilității. Probabilitatea egal cu număr cazuri favorabile supra număr de cazuri posibile. Cazurile favorabile sunt cele care îndeplinesc condiția pusă de exercițiul nostru, adică în cazul de față să fie număr natural par. Cazurile posibile sunt toate numerele din mulțimea dată. Haideți să începem cu cazurile posibile. Și avem numerele naturale de două cifre. Primul număr natural de două cifre este 10 și cel mai mare număr natural de două cifre este 99. Pentru a afla câte numere sunt de la 10 la 99, vom calcula în minte 99 minus 10
plus 1. 99 minus 10 ne va da 89, plus 1, 90. Deci înseamnă că avem 90 de cazuri posibile. Apoi, cazuri favorabile. Radical din n să fie număr natural par. În primul și în primul rând, practic, ca să fie număr natural, radical din n trebuie să fie radical dintr-un pătrat perfect. Și o să iau să scriu în dreapta toate pătratele perfecte ca să înțelegi exact cum trebuie să gândești. Avem așa. Primul pătrat perfect de două cifre este 4. 4 la a doua ne dă 16. 5 la a doua 25. 6 la a doua 36. 7 la a doua 49. 8 la a doua 64. 9 la a doua 81. 10 la a doua 100. Deja acesta nu mai e bun pentru că e de 3 cifre. Și de 2 cifre par va fi. Odată 16, 36 și 64. Celelalte fiind impare. Și înseamnă că vom avea cazuri favorabile. 3 cazuri. Și vom scrie probabilitatea egal cu 3 supra 90, se simplifică printr-un 3 și ne va da 1 pe 30. Din perspectiva examenului de BAC, conform baremului, o să fii punctat cu 2 puncte pe cazurile favorabile, cu un punct pe cele posibile, un punct pe formulă și un punct pe calculul final. Deci ar fi bine să le scrii pe toate ca să fii sigur că nu o să pierzi punctaj. O să ne ducem acum la următorul exercițiu, subiectul 2, exercițiul 1A, unde vom avea de calculat un determinant. Avem matricea A mare egală cu minus 3, 3, minus 2 și minus 1 și ni se cere să arătăm că D de A mare este egal cu 9. Vom lua și vom scrie D de A mare egal cu minus 3, 3, minus 2 și minus 1. Facem produsul pe diagonală, mai întâi diagonala principală, minus produsul elementelor de pe diagonala secundară. Adică va fi minus 3 ori minus 1, minus 3 ori minus 2, minus 3 ori minus 1 ne vor da 3, plus 6, 9 și observăm că ne arată adevărat. Destul de simplu, nu? Hai să ne ducem acum și la următorul exercițiu. Subiectul 2, exercițiul 2. În această variantă, model 2023, avem un polinom. Și ni se spune în felul următor. Se consideră polinomul f egal cu x la a treia plus x la a doua plus mx minus 4, unde m este număr real. Pentru m egal cu 1, arătați că f de 2 este egal cu 10. Ne vom duce în prima fază în polinomul nostru și vom înlocui m-ul cu 1. Adică va fi f egal cu x la a treia plus x la a doua plus 1x, că am pus în locul lui m, am pus 1, minus 4. Și acum trebuie să arătăm că f de 2 este egal cu 10. Adică pe baza polinomului nostru va trebui să calculăm f de 2, să înlocuim x-ul cu 2. Și avem f de 2 egal cu 2 la a treia plus 2 la a doua plus 1 la 2 minus 4. F de 2 va fi egal cu 2 la a treia ne dă 8, plus 2 la a doua ne dă 4, plus 2 minus 4. Se pot simplifica acești doi termeni și ne rămâne 8 plus 2, adică 10. Și am demonstrat cerința exercițiului nostru. Acum, o să trecem mai departe la subiectul 3, la următorul exercițiu, unde avem o funcție. F de x egal cu x pătrat minus 2x plus 1, totul supra x plus 2. Și avem de calculat derivata acestei funcții. Practic, ca să calculăm derivata acestei funcții, va trebui să aplicăm formula de derivare de la fracții. O să scriu aici formula de derivare. Avem f supra g derivat egal cu f derivat ori g derivat minus f ori g derivat, totul supra g pătrat. F-ul va fi numărătorul, iar g-ul numitorul. Și avem f derivat de x egal cu x pătrat minus 2x plus 1, totul supra x plus 2 derivat, egal cu
x pătrat minus 2x plus 1 derivat ori x plus 2 minus x pătrat minus 2x plus 1 ori x plus 2 derivat totul supra x plus 2 totul la a doua. X pătrat derivat ne dă 2x, 2x derivat ne dă 2, iar 1 derivat ne dă 0, deoarece este constantă, ori x plus 2 minus x pătrat minus 2x plus 1, ori x derivat ne dă 1, iar 2 derivat ne dă 0. Totul supra x plus 2 totul la 2. Înmulțim termen cu termen, primul cu primul, primul cu al doilea, al doilea cu primul, al doilea cu al doilea și vom avea 2x ori x, 2x pătrat, minus, minus 2 ori x, minus 2x, apoi 2x ori 2 plus 4x, minus 2 ori 2, minus 2. Aici, paranteza aceasta ne dă 1, ce înseamnă că nu ne influențează cu nimic calculul, dar minusul din față ne va schimba toate semnele și vom avea minus x pătrat plus 2x și minus 1. Hai să le și scriem. Minus x pătrat plus 2x minus 1 totul supra x plus 2 la a doua. Și acum, să calculăm termenii ce au aceeași putere. Avem 2x pătrat minus x pătrat, care ne vor da x pătrat. Apoi, minus 2x cu plus 2x se vor duce și ne va rămâne plus 4x. Aici am zis minus 2, ori 2 am zis minus 4, dar am scris 2. Și aici vom avea minus 4 cu minus 1, adică minus 5, totul supra x plus 2 totul la a doua. Și foarte important, întotdeauna trebuie să copiem x aparține de la minus 2 până la plus infinit, adică ceea ce ne dă aici în exercițiu. Haideți să ne ducem acum la următorul exercițiu și ultimul, unde avem de calculat o integrală. Avem o funcție, f definit pe minus 1 plus infinit, f de x egal cu x plus 1 plus 1 supraradical din x plus 1, și ne cere să arătăm că integrală de la 1 la 3 din f de x minus 1 supraradical din x plus 1 este egal cu 6. Vom începe mai întâi să înlocuim funcția noastră. Și avem integrală de la 1 la 3 din x plus 1 plus 1 supraradical din x plus 1 minus 1 supraradical din x plus 1 dx. Observăm că avem doi termeni identici de semne opuse, ceea ce înseamnă că îi putem simplifica. Și ne va rămâne integrală de la 1 la 3 din x de x plus integrală de la 1 la 3 din 1 de x. Integrală de la 1 la 3 din x ne dă x pătrat pe 2 bară 1 3 plus 1x bară 1 3. Iar apoi, deoarece integrala noastră este definită, va trebui să înlocuim cu capetele. Prima oară înlocuim cu capătul de sus, minus înlocuirea cu capătul de jos. Vom avea 3 la a doua pe 2, minus 1 la a doua pe 2, plus 1 ori 3, minus 1 ori 1. 3 la a doua ne dă 9, 9 minus 1, 8, și copiem numitorul comun. Plus 1 ori 3 ne dau 3, minus 1 ori 1 va fi 3 minus 1, adică 2. Și ne va da 4 plus 2 egal cu 6, adică exact ceea ce ne cerea în cadrul cerinței noastre. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!